Aș dori să vă spun în această seară pacea Domnului, bun venit și un an nou binecuvântat cu Domnul. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru faptul că din nou putem să ne aflăm împreună și să intrăm, că am intrat deja în sabatul acesta, dar să continuăm experiența sabatului printr-un popas, din nou, în Scripturi. De-aia venim la biserică, nu? Venim la biserică ca să... Și ceea ce, prin studiul Scripturii, vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu este singurul loc unde ar trebui să studiem Scriptura, nu este singurul loc unde suntem chemați să aprofundăm, dar aici este locul unde, dacă doriți, se cimentează unele idei, unele învățături și continuăm călătoria noastră prin faptele apostolilor. Vă invit, dacă aveți Biblia la dumneavoastră, nu avem pe ecran versetele, să deschidem la faptele apostolilor și vă mai aduceți aminte unde am rămas? E un an de zile de când n-am mai vorbit, nu? Anul trecut. 15, Bogdan. Suntem la capitolul 15 și am avut două părți. Prima parte a fost de la versetul 1 la versetul 12, neînțelegerea dintre Barnaba, Pavel și unii dintre iudei în ceea ce privește neamurile, în ceea ce privea neamurile și intrarea lor în biserica primară. De la versetul 13 până la 29 am discutat despre hotărârea bisericii, după cum spune și în Scriptură, și acele patru condiții care au fost date și am discutat. Este vorba de doctrină, e vorba de învățături sau practice, de tradiție, dacă doriți, și concluzia a fost că aveau de-a face cu ruperea sau încurajarea celor care veneau dintre neamuri și intrau în biserica creștină să se rupă de idolatrie și de, nu numai de idolatrie, de practicile păgâne. Și acum continuăm capitolul 15, de la versetul 30. Deci problema a apărut în Antiohia, s-a mers la biserică, în Ierusalim, la sediu central, s-a luat hotărârea și acum împreună cu doi oameni de bază și scrisoarea din partea bisericii, se întoarce în Antiohia. Hotărârea este adusă în Antiohia. Și continuăm de la versetul 30, capitolul 15, faptele apostolilor. Ei, deci sunt, care sunt aceștia ei? Se vorbește despre Pavel, Barnabas și cei doi oameni de, cu vază. Cine au fost ei? Iuda și Silas, da? Ei, deci, au luat rămas bun de la biserică și s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulțimii adunate. Da? Deci s-au întors. Una din învățăturile care probabil acum la început de an este foarte importantă și după cum spuneam, de fiecare dată când citim, studiem pasajele acestea, sunt pasaje care le-am revizitat de atâtea ori, îmi revizuiam predica de mâine și o să discutăm despre Iosif. De câte ori nu s-a vorbit despre Iosif, dar sunt lucruri noi care le învățăm. Și probabil ceea ce desprindem, învățăturile de aici, nu este ceva absolut extraordinar nou, dar este o reamintire. A apărut problema la Antiohia. Imediat problema a fost rezolvată. Și după cum spuneam la început de an, probabil una din lecțiile care trebuie să ni le reamintim este faptul că poate de prea multe ori îngăduim ca anumite lucruri care cauzează amărăciune, durere, neînțelegere, compromite relații, îngăduim prea mult timp să treacă fără a le rezolva. Și dacă facem lucrul acesta, deci din nou, la început de an, poate sunt lucruri în anul 2015, poate chiar în luna decembrie, care s-au întâmplat și uneori nu vrem ca să zic, nu mai zic, nu mai discut, nu vreau să-i mai spun, nu vreau să ridic problema asta, nu vreau să cauzez probleme, dar situațiile nerezolvate
cumva devin din ce în ce mai grele pe suflet. Și de asemenea, cauzează o anumită despărțire sau o situație de nu te simți confortabil. Vezi persoana respectivă sau te afli într-o anumită situație și dintr-o dată, parcă nici un loc, nici camera în care erai obișnuit să stai, să ai ceaiul sau, mă rog, parcă nu mai te mai simți confortabil. Pentru că acolo a avut loc o anumită situație. Mă gândesc, poate să fie acasă, poate să fie în familie, poate să fie la locul de muncă. Stai la desk, la biroul tău, stai la stația ta de lucru. Și pentru că a avut loc o anumită situație neplăcută, măi, parcă nici nu-ți mai vine să-i dea drumul la computer, da? Hai să învățăm de aici. Cum a apărut situația, imediat au rezolvat-o și au mers cu rezolvarea înapoi. Credeți că erau absolut convinși că iudeii care au cauzat neînțelegerea vor fi 100% mulțumiți cu soluția? Sau credeți că se gândeau că toți cei din neamuri vor primi aceste patru cerințe care, după cum spuneam, aveau de a face cu ruperea totală de ceva care le era foarte familiar. Au crescut în cultura aceea, au crescut în obiceiurile respective și când te rupi de ceva de care unde ți-ai desfășurat activitatea, nu te rupi doar de activități, te rupi de oameni. Compromiți relații cu alții. Pentru cei care ați venit în Biserica Adventistă, dintr-o altă biserică sau, mă rog, de oriunde, altundeva, sunt convins că fiecare dintre noastre, fiecare dintre noi putem să spunem, măi, când am plecat de acolo, a trebuit să las și unele prietenii, unii prieteni în urmă. Oamenii nu m-au înțeles, au crezut că mi-am pierdut mințile, nu mai pot să mai merg cu ei unde mergeam înainte, nu mai putem să discutăm ceea ce discutam înainte și lași în urmă nu doar obiceiuri, lași în urmă oameni, prietenii. O lume în care te-ai simțit în largul tău, trebuie să o lași în urmă. Credeți că cei care urmau să primească aceste rânduieli, cu toții urmau să primească cu bucurie? O să vedem ce spune Biblia. Dar mă gândesc când acești patru oameni au mers și însoțiți de alții, au mers înapoi la Antiohia, sunt convins că au avut gânduri, nu o să fie chiar atât de ușor. Dar au rezolvat-o. A trebuit să rezolve această situație. Și aplicația practică, dacă sunt lucruri care poate încă noi nu le-am rezolvat, hai să nu intrăm în 2016 așa, fără a încerca cel puțin, hai să dau un telefon, hai să vorbesc cu cutare, hai să stăm la masă, hai să invit la un ceai, hai să rezolvăm problema asta. Și ca biserică, la fel, trebuie să învățăm același lucru. S-au dus deci în Antiohia, unde a apărut problema, și au dat epistola mulțimii adunate. Aici epistola pentru noi, spunem epistola lui, are o anumită conotație sfântă. Era o scrisoare, scrisoarea au dus-o. Iuda și Sila, cei doi oameni cu vază, am sărit, 31. După ce au citit-o, și aici n-ar fi atât de frumos dacă de fiecare dată când este o neînțelegere se găsește o anumită soluție pe care, mă rog, biserica sau, și după aduci la frați sau mergi cu soluția respectivă la persoana cu care ai avut o neînțelegere, să ai această reacție. După ce au citit-o, frații s-au bucurat. Dar de ce s-au bucurat? Ce spune Biblia? S-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. Dacă e să citim așa la prima vedere, păi stai așa, după cum am spus, sunt niște lucruri care trebuiau să nu le facă. Când vorbești cu tinerii de azi, unii dintre ei spună, biserica, spune să nu. Nu, eu vreau să mai și din când în când. Și nu numai tinerii, și alții, da? Și acum se duc acești patru cu epistola care include să nu. Dar modul în care este prezentată, mesajul care este adus, este adus nu ca o restricție, dar ca o îmbărbătare. Ce s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea prin această epistolă. O să citim.
Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat. Deci avea de a face cu modul în care mesajul a fost prezentat și cu cei care l-au prezentat. Sunt unii oameni care au un talent extraordinar. Poate să-ți dea veștile cele mai proaste, dar într-un fel atât de frumos în care parcă te bucuri. Au talentul ăsta să prezinte cea mai dificilă sau, mă rog, neplăcută situație, dar o prezintă într-un așa fel încât parcă te bucuri. Acum nu vorbesc de manipulare și nu vorbesc nici de avocați, lawyers, da? Nu vorbim de unii dintre ei au talentul ăsta. Dar sunt oameni care au și celălalt talent, care prezintă și vestea cea bună într-un fel în care îngrozește, îi sperie, nu îmbărbătează, nu îmbărbătează, îngrozește. La sfârșit de an, cum să o zic, la sfârșit de an și la început de an, trebuie să avem și noi foarte mare grijă ce fel de vești citim, cum le prezentăm, să nu devenim prea alarmiști. Știm că este un timp în care oamenii, probabil acum până de ani, bilanț și așa mai departe, sunt puțin mai sensibili la anumite mesaje. Dar haide să nu speriem lumea cu lucruri care uneori nu sunt nici măcar fondate în Scriptură. Scriptura a fost dată spre îmbărbătare. Spuneam asta și în ceea ce privește mesajul profețiilor, și în ceea ce privește prezentare din Scriptură. Uneori când avem studiile biblice, iarăși e tendința asta, și am mai spus-o și cu altă ocazie, iei Biblia și încerci să demonstrezi celuilalt cât de greșit e în credința lui. Și iarăși nu ne dăm seama că oamenii care poate vin din alte biserici au crezut atâta timp lucrul ăla, au prieteni, au familii, trebuie să facă o decizie, bineînțeles, dar nu e ușor. Și prin mesajul lui Dumnezeu ei trebuiesc îmbărbătați. Sunt situații în care trebuie Iisus, ne uităm la viața lui Iisus, au fost și situații în care El a vorbit într-un mod foarte dur, însă a vorbit într-un mod dur aroganților, celor care erau mândri, celor care luaseră monopol asupra mântuirii, dacă doriți. Unii dintre farisei, că iarăși se face generalizarea asta, zice, farisei, nu toți farisei erau la fel, poate majoritatea, poate doar unii dintre ei, da? Cuvântul lui Dumnezeu, menirea cuvântului lui Dumnezeu e să îmbărbăteze, să încurajeze. Și mi se pare extraordinar în situația aceasta unei neînțelegeri, ceea ce ar fi putut cauza o polarizare, ceea ce ar fi putut cauza o situație între noi și ei. Și noi avem dreptate, că venim cu epistola de la biserica de la Ierusalim. Au prezentat-o în așa fel încât a adus îmbărbătare care a cauzat bucurie. Iuda și Sila, care și ei erau, versetul 32, și ei erau proroci, de nu era oricine, că atunci când am citit erau oameni de vază, asta am citit puțin mai devreme în capitol, da? Și poate ne gândim, păi i-a dus pe ăștia, că na, ăștia dădeau zecimea cea mai mare, ăștia aveau, de-aia aveau influență. Și ei erau proroci. Și semnificația cuvântului proroc, prima semnificație, nu e aceea de a vedea vedenii și a interpreta Scriptura. Deci erau oameni care înțelegeau și ei mesajul. Iuda și Sila, care și ei erau proroci, au îndemnat pe frați și, care este cuvântul în Biblie? I-au întărit. Întotdeauna eu mă uit la Biblie și nu cred în inspirația prin dictare, că fiecare cuvânt a fost dictat de Dumnezeu și e sfânt. Biserica noastră nu crede lucrul ăsta. Parcă v-am mai spus eu odată, era chestia și cu traducerile, pe undeva prin Texas, unde altundeva, a fost o dezbatere care traducere în limba engleză e cea mai potrivită, cea mai bună și unul s-a ridicat, zice, Doamne, dacă King James Version a fost bună pentru Iisus și ucenicii lui, trebuie să fie bună și pentru noi. Da? Deci, când nu era, ei nu vorbeau engleza, nu era King James Version atunci, era o traducere din limbile originale.
Dar totuși cred că cuvintele aici au o anumită semnificație. I-au întărit cu multe cuvinte. Asta înseamnă că și-au luat timp. Asta înseamnă că au stat de vorbă cu ei, au petrecut timp împreună și nu a fost o chestie. De obicei avem tendința asta, când avem dreptate suntem foarte scurți. Bă, omule, ți-am zis, ce, nu înțelegi, ești bătut în cap. Asta e, da, gata. De obicei, când știm că nu prea avem dreptate, atunci încercăm să explicăm, păi stai să te... Păi, hai, dacă te uiți din partea asta și din partea cealaltă, dar atunci când îți pasă de cineva și de ceva, petreci mult timp în a înțelege și a explica și un lucru bun, un lucru unde ai dreptate. Și acești oameni cu vază, în loc să spună, băi, Antiohia, lasă-i, dacă așa înțeleg, mergem mai departe, mergem altundeva. Și au făcut timp, au petrecut timp cu ei și au explicat, i-au întărit cu multe cuvinte. După câteva vreme, frații au lăsat să se întoarcă, care este următoarea expresie? În pace. Aici e un lanț, vorbeam despre lanțul mărturiei din Apocalipsa 13, acum am mers puțin mai departe, da? Și aici e un lanț. Avem o neînțelegere, ăsta e contextul. Și bine, nu intrăm prin tot versetul, hai să ne uităm tot capitolul, ne uităm aici, la aspectul ăsta. S-au dus cu epistola, s-au dus cu mesajul, i-au întărit, îmbărbătat pe oameni, care a cauzat bucurie în rândul lor, care la rândul lor i-au lăsat să plece, dar erau cu toții în pace. Cât de frumos ar fi dacă fiecare neînțelegere ar fi rezolvată în felul ăsta. La sfârșitul neînțelegerii respective, să poți să spui, uite, suntem întăriți, suntem chiar și mai aproape unii de alții și acum la despărțire avem bucurie și pace între noi. Ăsta este exemplul Scripturii. Și au lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimiși. Totuși, versetul 34, Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Deci lui Sila i-a plăcut, nu vreau să merg înapoi la Ierusalim, vreau să rămân cu misionarii, vreau și eu să fac lucrare. Și asta să vedem cum o dorință atât de sinceră de a continua să facă bine, să îmbărbăteze, să ajute, a condus la o altă neînțelegere, de data asta între cei doi misionari. Sila a găsit cu cale să rămână acolo. Pavel și Barnaba au rămas în Antiohia și au învățau pe norod și propovăduiau cu mulți alții cuvântul Domnului. Iarăși, o expresie care citim rapid, nu ne dăm seama, aici ni se spune că Barnaba și Silas și Pavel, ei sunt personajele principale, da? Când se dau creditele la film, ăla e Pavel, primul, Barnaba, al doilea. Dar ei n-au fost singurii care predicau acolo. Zice, cu mulți alții propovăduiau cuvântul Domnului. Și asta denotă faptul că Evanghelia se răspândea într-un mod extraordinar de rapid. Pentru că oamenii vreau să fie implicați. De aceea eu mă gândesc, nu a fost doar Pavel și Barnaba care l-au influențat pe Sila să rămână. A văzut și pe alții. Dar și eu vreau să fac parte din mișcarea asta. Versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, deci subtitlul aici este Pavel cercetează bisericile, îi spune lui Barnaba, avea o discuție, hai să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Ăsta e follow-up. Da? Deci au mers, au predicat, a avut loc această neînțelegere, s-a rezolvat, bineînțeles că probabil vestea s-a dus, totul e ok, lucrarea merge înainte și acum Pavel simte responsabilitatea, hai să mergem înapoi, să vedem, să verificăm, să îmbărbătăm, să vedem ce fac oamenii. Uneori îi spunem omului și l-am lăsat săracul sau săraca cu lupte sufletești și spirituale să se descurce. Băi, am spus,
Gata. Vine Domnul și sabatul e sâmbăta. I-am zis. Mă trebuie să cerceteze. Nu e chiar atât de ușor. Și uneori avem acest talent să vorbim oamenilor, să le spunem, dar poate nu avem înțelepciunea să fim și cei care stau pe lângă ei și încurajează și ajută. Nu e ușor, stimații mei, să faci o alegere așa din senin. Băi, e un Dumnezeu, lui Dumnezeu îi pasă, e implicat. Dar uite ce se întâmplă în lumea asta. Sunt multe întrebări pe care oamenii le au. Vorbeam cu o familie care sunt aproape vecini, sunt în aceeași, în Adamstown, dar nu sunt vecinii noștri de bloc. Și copiii noștri merg la aceeași școală și Emilio are 10 ani, băiețelul ăsta cred că are 8 sau 9 ani. Și a venit discuția, ce faci, sunt pastor. Zice, domnule, zice, copilul meu îmi pune niște întrebări, zice, nu mai știu ce să mai spun. Zice că el aude la școală, la ora de religie, sau mă rog, unde aude el despre Dumnezeu, dar după aia aude și ce se întâmplă în lumea asta. Au prieteni, nu știu unde a fost, în Cork, unde a fost inundațiile astea mari, aproape în toată Irlanda. Și copilașul ăsta îi spunea că de Crăciun, ce Crăciun, n-a avut niciun cadou, că a venit, a intrat apa în casă, le-a luat și pom, le-a luat tot. Și băiețelul plângea de dragul prietenului lui de acolo. Și îmi spunea tata, zice, mi-a spus, zice, că acum din cadourile care le-a primit câteva sau unul sau două, vrea să le ducă să le dea lui. Învățăm de la copii. Dar zice, după aia m-a întrebat, zice, cine trimite ploaia? Și zice, eu am încercat să explic partea naturală a lucrurilor, ce se întâmplă, cum se formează nori. Zice, nu, dar cine o trimite? Zice, nu știu, zice, păi Dumnezeu o trimite, tată. Dar de ce trimite așa de multă? Întrebări copilărești, de copil, dar cu care se chinuie omul matur. Da? Și asta e doar un singur exemplu. Când dai voie ideii existenței lui Dumnezeu, atunci începe o anumită luptă. Încerci să... Băi, stai puțin, deci, dacă Dumnezeu intră aici, în ecuația asta, parcă apar și mai multe necunoscute. Da? Și devine una dintre cele mai complexe probleme. Și dacă încercăm să înțelegem tot, niciodată nu rezolvăm problema. Și atunci apare în ecuația aia soluția X, care e credința. Și odată ce ai introdus credință, începe să se simplifice puțin, dar nu e chiar atât de ușor. Și dacă i-ai spus omului și l-ai lăsat, Pavel și-a dat seama de lucrul ăsta. Oamenii veneau din tot felul de culturi, tot felul de alte practici religioase, dar păgâne. Hai să mergem înapoi să vedem cum merge. Cred că v-am mai spus lucrul ăsta, dar în Cape Town am avut câteva situații în care oamenii au fost botezați în biserică și când a apărut o criză sau l-au acceptat pe Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu e atotputernic, cred în îngeri și așa mai departe, dar când a apărut prima problemă, n-a mers la pastor, nu a mers la presbiter, s-a dus la sangoma, care e vrăjitorul, mă rog, tradițional. Pentru că a rămas încă convingerea aia, e un blestem. Și blestemele astea pot să fie desfăcute numai de unul care la fel a dat blesteme. Că vrăjitorii te duci, îi dai banii și a pus blestemul. Și după aia, dacă știu care a pus blestemul, mă duc și eu cu bani mai mulți și dezleagă blestemul. Da? Pastorul, nu poți să mergi cu bani. Și dacă nu poți să faci, bine, poți să mergi, dar nu-ți ia. Și dacă nu simți că ai făcut ceva sau ai dat ceva, atunci el lucrează cu demonii și ei conștientizează, zic, frate pastor, dar ei lucrează cu demonii și numai ei pot să dezlege ceea ce a fost legat. Datorită acestor convingeri care sunt în Africa, în America de Sud, în Asia, părți ale acestor continente, noi avem acum a 28-a fundamental belief, care învățătură, doctrină fundamentală, care nu e nouă deloc. Deci nu e nimic nou. Doar se reafirmă faptul
că Dumnezeu, asta e simplificat, o singură propoziție, Dumnezeu e mai puternic decât diavolul. Atât. Da? Când vii la Hristos, Dumnezeu poate să dezlege orice blestem care s-ar fi pus. Asta e, dacă vreți, pastila învățăturii extra care a fost votată. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile. Versetul 37. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Deci, vorbeam de Sila, el a rămas, dar Ioan rămăsese și puțin mai devreme. Dacă vă aduceți aminte, când am studiat, Ioan a avut un alt rol pe care l-a jucat. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Vă aduceți aminte, am discutat aspectul ăsta. Deci, măi, Pavel probabil era omul care spunea, Doamne, a făcut o greșeală, lasă-l, nu compromitem lucrarea. Pe când Barnaba era probabil omul cel care dădea și a doua șansă. Hai să-l luăm și pe el cu noi. Versetul 39. Din ce au ieșit acești doi oameni, Barnaba și Pavel? Dintr-o neînțelegere, da? Deci au ieșit dintr-o neînțelegere. A fost o neînțelegere. Ei erau de o parte, alții de ei erau de altă parte. Au trecut prin tot procesul și de acolo, dintr-o rezolvare a unei neînțelegeri mari, intră în ce? Într-o altă neînțelegere între ei doi. Îmi aduce aminte de Ilie. S-a bătut cu toți preoții lui Baal. Și trebuie să am grijă cum o spun și pe asta, a fugit de o femeie. Bine, a fugit de cineva care îi vrea rău. Da? Dar asta a fost. Trebuie să fim conștienți că din punct de vedere spiritual, și se întâmplă, dacă ne uităm în Scriptură și nu știu, poate în viața personală, se întâmplă uneori că de la o victorie extraordinară, măi, uite, Dumnezeu mi-a ajutat și am făcut și ia uite ce extraordinar, și de acolo să te găsești într-o poziție de impas. În loc să înveți din experiența respectivă, te găsești într-o poziție de impas. Ilie a fost un titan care l-a reprezentat pe Dumnezeu în modul cel mai absolut. Ai, câți dintre noi i-am cerut lui Dumnezeu să trimită foc din cer? Și s-a întâmplat. Da? Deci a fost un lucru extraordinar. Dumnezeu a lucrat prin el într-un mod fantastic. Dar pare să că lupta aia l-a epuizat spiritual. Și după aia a vrut să plece. Nu mai, gata. Ne gândim la Iona. Bine, Iona a avut o altă agendă, da? Dar predică cu putere, cetatea se întoarce la Dumnezeu. Și spune, Doamne, vreau să mor, că i-a luat umbra. Da? Acum l-avem, și e interesant, ei vreau să facă lucrarea lui Dumnezeu. Hai mă să luăm și pe Marcu cu noi, că el e o dovadă clară. Ce predicăm? Harul lui Hristos, iertarea lui Hristos. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila, care a decis să rămână, și a plecat după ce a fost încredințat de frații în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. E greu de înțeles pasajul ăsta, dar poate nu e chiar atât de greu de înțeles. Ceea ce înțeleg în cele din urmă este că lucrarea lui Dumnezeu a continuat. Motivația lor de a face lucrare nu a fost compromisă. Au mers mai departe și probabil prin faptul că s-au despărțit, au putut să predice la și mai multe biserici. Da? Barnaba l-avea pe Marcu, Pavel l-avea pe Sila, au mers aproape în direcții opuse și au reușit să predice la și mai mulți oameni decât dacă ar fi rămas împreună. Dar totuși te lasă așa cu un simțământ puțin
A avut loc o neînțelegere care a cauzat despărțirea la doi prieteni buni, doi misionari care au făcut un lucru extraordinar împreună. Și Dumnezeu a lucrat spre bine. Uneori poate este nevoie și de despărțiri. Mi-aduc aminte, de fiecare dată când plecam de la o biserică, era unul dintre cele mai dificile lucruri pentru noi. Nu a fost în experiența mea o biserică de la care să plec și care zic, băi, ce bine îmi pare că am plecat. Poate frații au crezut, au simțit așa, nu știu. Na, poate, nu. Poate ei s-au gândit, bine că a plecat și ăsta. Dar uneori, plecările, despărțirile, pot să ducă la creștere și mai mare. E un principiu destul de periculos. Sau interpretarea principiului ăstuia, pentru că se ajunge și în situații în care sunt grupări în biserică la care nu le convine unele lucruri și, a, păi noi ne despărțim și noi ne facem biserica noastră, noi propovăduim la alții și neînțelegerea dintre ei doi nu a fost în ceea ce privește misiunea, a fost modul în care s-a făcut misiunea. Sau partenerul pe care să-l ai, cu care să faci misiunea. Însă scopul lor a rămas același, misiunea prin întărirea bisericilor și prin predicarea Evangheliei. Un ultim gând, asta demonstrează de asemenea că noi suntem doar instrumente în mâna lui Dumnezeu. Noi nu suntem indispensabili, nu suntem nici irreplaceable, de neînlocuit, da? Uneori poate nouă ni se pare, băi, dar dacă nu eram eu acolo, dacă nu sunt eu prezbiter, dacă nu sunt eu pastorul bisericii, să vezi ce se alege de ăștia. E biserica lui Dumnezeu, e lucrarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu alege, ne alege să facem lucrarea Lui. Și dacă nu o facem noi, ce spune Biblia? Până și pietrele vor vorbi, da? Bine, acum unii spun că aia înseamnă arheologie, da? Dar cred că e o metaforă care vrea să ne facă să înțelegem, care poate fi înțeles în diferite feluri, chiar și oameni cu inimile cele mai împietrite pot să fie transformați de Dumnezeu și să lucreze, sau chiar și lucruri la care nu ne așteptăm pot să devină instrumente unelte deosebite în mâna lui Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu în timp ce studiem Faptele Apostolilor, după cum am spus, să nu fie doar așa o trecere în revistă a istoriei trecutului. Bine, istoria e trecutul, da? A relatărilor din trecut. Dar să aibă un anumit impact în viața noastră de zi cu zi. Și nu numai misiunea bisericii, dar și viața de zi cu zi, modul în care trăim de la zi la zi. Pentru că în cele din urmă, acel aspect al lucrării va fi cea mai clară epistolă pe care o prezentăm lumii. Doamne să fie cu noi cu toți. Amin.